ce mai în vârstă, să zic așa. De-aia e ușor să, ușor să vorbesc în fața dumneavoastră. Mi-aș fi foarte greu în fața unui, unui public mai tânăr, că trebuie să încep cu lucrurile simple. Cu ceea ce e o față de masă roșie sau ceea ce la un, o gazetă de perete. Lucrurile astea pentru noi par evidente, dar pentru generațiile astea foarte noi nu sunt deloc evidente și chiar trebuie să încep cu ABC-ul comunismului. Secretul în această reeducare, cum știți, este tortura, bătaia sistematică. Iar aici, metodele de tortură, cum să vă zic, imaginația nu este foarte mare, nu trebuie să produci, deși sunt și lucruri imaginate în această, în această reeducare. De-aia nu e nimic specific. Orice metodă de tortură care poate folosi scopului regimului comunist, din orice perioadă istorică, nu contează, chiar a fost bună. Dacă contribuia la scopurile comunismului, pe care o să le detaliez mai încolo, era bună. Că era din Evul Mediu, că era din perioada modernă, nu conta. Acum privim la specificitatea. Ceea ce contează în această reeducare, specificul ei, este un dispozitiv anume. Acest dispozitiv era, era un dispozitiv militar, pentru că totul se desfășura în interiorul, în interiorul siturilor închisorii și sub oblăduirea regimului și a securității. Nu era nimic întâmplător acolo. La bază era un dispozitiv militar, care însemna izolarea secțiilor, ce gardieni erau însărcinați cu lucrurile astea, cine intra pe secție, când se declanșa tortura, care, în ce etape se desfășura, care erau ordinele și cui erau transmise din grupul de torționari și toate lucrurile legate de controlul efectiv al acestei, acestei economii, să zicem, a torturii. Acum, privire la scop. Păi care era scopul? Scopul era dublu. N-am să intru într-o detalii, iar în cărțile mele am explicat toate etapele astea, că sunt destul de specioase. Scopul era dublu. Un, scoaterea de informații. Ce viza regimul era să, ca cei încarcerați să spună toate informațiile legate de dușmani reali sau presupuși, pentru că regimul nu făcea niciodată distinția între dușmani reali și presupuși. Pentru ei, crimele efective, adică acțiunile împotriva regimului, asta numeau ei crime, alături de concepțiile deviaționiste greșite, care erau în contra partidului, nu făceau niciodată diferența între gândire și acțiune. A fost despre omul de tip nou. Da. Suntem asta noi oameni de tip nou? Nu, în niciun caz. Eu spun acum ce vreau ei să facă. Da. Ei vreau să scoată informații, asta e unul, și doi, să-i transforme mental prin acest proces care, de, care însemna inocularea fricii, a bătăii și a presiunii fizice sistematice. E bine că aici, nu să vă spun, este foarte greu de evaluat dacă au și reușit. Și într-un anume să, fel vă mărturisesc că au reușit. În ce sens? Pentru că i-au presat și i-au nebunit pe acești oameni, le-au rupt oasele în anchete, în torturi sistematice, până i-au transformat în niște unelte ale acțiunilor lor. Deci pentru o perioadă cel puțin se poate spune că această presiune sistematică, fără nicio limită, pentru că nu erau îngrădiți de nimic, în acest popcornel, că i-am citat declarația aici, vă dau un exemplu care e sugestiv, a ajuns să dea aceste declarații pe care le dădea cu privire la cei pe care îi cunoștea în afară, după ce a fost bătut, iar fesele lui au fost descărnate de ținuții care l-au văzut la baie, în una din puținele băi de la Piteșcherna, spuneau că se putea cu ușurință băga mâna, pumnul, nu mâna, pumnul în fesele lui, atât era. Iar, într-una din declarațiile lui, declarația lui Alexandru Dumitrescu, să zicem că asta este o poveste pe care o spun de ținuții, să presupunem că o poveste. Ei, această așa zisă poveste pe care o spun de ținuții este confirmată de directul închisorii Pitești, într-o declarație pe care am citat-o aici, am publicat-o aici, și pe care am numit-o declarația cea lungă, are vreo 200 și ceva de pagini, cu care el povestește toată istoria de la Pitești, evident, din perspectivă. Iar acest Alexandru Dumitrescu confirmă exact ceea ce spun foștii deținuți politici despre Popcornea, că în fesele lui, după maltratările sistematice la Pitești, se putea băga. E, acesta era secretul demascării acestei reeducări. Bătaia sistematică și neîngrădită de absolut nimic.
Iar responsabilii securității sistematic transmiteau aceste ordine. Este vorba de șeful serviciului inspecției, adică securitatea închisorilor, care spunea așa. Vă citesc literal să nu vă oripilați. Dă-i măsa, dacă moare, nu mă interesează. Mi se rupe în 14. Să sară carnea până în tavan. Acesta era expresia. Dacă moare, moare. Nu contează. Adică deținuți. Deci cam acestea erau ordinele, cam acestea erau rezultatele. Și evident că despre vieții oameni, ce poți să mai spui în situația asta? Ajungeau să devină de oameni de oameni. Asta este moștenirea.